Începând de astăzi, au fost introduse noi restricții în localitățile din România, unde rata incidenței cazurilor de coronavirus depășește 3 la 1000 de locuitori. De această dată, aceste măsuri îi vizează și pe copiii cu vârsta de peste 6 ani. Deși autoritățile competente susțin că certificatul verde nu este discriminatoriu, cei nevaccinați nu vor mai avea acces în restaurante, baruri sau la activități sportive, cinematografice, spectacole, nunți și botezuri, acolo unde incidența trece de 3 la 1000, dar nu depășește 6 la 1000. Nu e ceva ieșit din comun. Deci, practic, toată lumea ar trebui să vaccineze. Eu sunt împotriva celor care nu se vaccinează, vă spun. Asta e realitatea, pentru că degeaba mă vaccinez eu sau dumneavoastră și restul abar n-au. Ei atunci realizează exact în momentul când ajung pe patul spitalelor. Atunci ați văzut cum spun. Da, există așa ceva. O rectificare a acestei hotărâri de guvern este aceea că noile restricții se aplică și în cazul copiilor cu vârsta de peste 6 ani. Eu cu toate sunt de acord până aici. Nu vă atingeți de copii. Asta e răspunsul meu. Ce vormă? Ce-ai cu ei? Dacă te iei de noi, ai bătân. Ce-ai cu copiii și acolo ajung? Am înțeles că până la 10 ani nu sunt bolnăvesc. Sau că e o cotă de vârstă care nu sunt afectați. Eu așa am înțeles. Câteodată mai citesc și printre rânduri. Să nu mă fi înșelat cumva. Ce-ai cu ei? Dă-le libertatea să învețe, să se educe și așa suntem plafonați din punctul de vedere. Să ducă la școală. Nu mi se pare corect, atâta timp cât are un părinte care răspunde de el, așa ar trebui, cel puțin, să rămână la aprecierea părintelui. Nu să decide statul. Tot timpul statul decide, găsesc motive să decide ei tot timpul. Nu noi am ales pe ei, acum ei ce fac pentru noi. Deși noua măsură a creat controverse în rândul populației, de astăzi certificatul verde este obligatoriu. Acest document atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea.